Mulțumesc, domnule președinte! Vă salut, doamnelor și domnilor senatori, senatoare! Am citit moțiunea simplă cu titlul jignitor la adresa ministrului agriculturii, domnului Nichita Adrian Oros, și mi-a atras atenția din titlul cuvântul lene, dur și grobian la adresa unui coleg parlamentar. Stimați domni și doamne senatori de la PSD, a acuza pe cineva că este leneș ar trebui mai întâi justificat. Mai ales că mulți dintre dumneavoastră se consideră, după cum bine am observat, oameni elevați, intelectuali și, de ce nu, buni creștini. România a fost în cea mai mare parte a istoriei sale un stat eminamente agrar. Țărânimea română a constituit forța economică, politică și militară de bază care a condus la persistența și supraviețuirea nației române în spațiul geografic actual. Țăranii români au creat politicienii de azi și de ieri a României, i-au produs harană țării pe timp de pace, dar și de război. Țăranul român a fost dezmoștenit, proletarizat și aruncat în frabici de regimul comunist. Dumneavoastră, urmașa EPCR, PSD-iștii, v-ați îndepărtat de țăranul român, v-ați îndreptat în schimb energiile agricole spre baronii dumneavoastră locali, reușind să baronizați întreaga agricultură românească. Vă întreb, ce ați făcut concret pentru mici agricultori, cei mulți din ziua de astăzi? Sunt surprins că după atâția ani de guvernare PSD-iță, băgați capul în nisip și spuneți că problemele agriculturii românești sunt ale guvernului PNL, respectiv ale domnului ministru Oros. Când conduce o țară 22 de ani din cei 30 poți de sembrici și faci praf cel mai mare sistem de irigație din Europa Centrală, închiriezi infracțional Balta Mare a Brăilei, Luculiță Tărâță, Ștriță Făniță, parlamentari și sponsori ai FDSN, PDSR, PSD actual, când cheltui bani europeni pentru a crea bursa de pește de la Tulcea, total nefuncțională, apropo, elicopterul l-ați cumpărat? Sau mai așteptați puțin, vă mai gândiți? Când sifonezi bani prin Casa de Comerț Unirea și multe altele, nu este momentul și timpul acum. Iar domnul Daia, tot ați pomenit de lui, își amintește de irigații de abia prin aprilie 2018, ca și cum s-ar fi trezit dintr-un coșmar. Veniți acum să dați lecții cu realizările fermierilor ca și cum ar fi de fapt realizările PSD? Vă întreb, se poate așa ceva? Revenind la textul moțiunii în schimb, când am auzit o frază de genul și citez, o echipă condusă de ministrul Daia, cu mare dăruire și grijă pentru agricultori. Și aici închei citatul, am simțit că mă întorc în perioada comunismului de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Stimați colegi, aveți o doză mare de narcisism, din ce observ și nu vedeți care este realitatea agriculturii românești. Când vrei să demonstrezi dăruire, nu blochezi fonduri europene pentru că o anumită fermă de porci din Telorman nu este eligibilă și îi blochezi pe toți producătorii naționali din domeniu. Afirmați și pe bună dreptate în unele locuri că în 2019 România a devenit grânarul Europei. Eu întreb, oare așa să fie? Dacă eram anul trecut grânarul Europei, de ce s-a importat pâine congelată din Ungaria, Ucraina, Polonia, Germania? Cum am fost noi mari producători de cereale datorită politicilor social-democrate, dar am importat sute de mii de tone de produse congelate? Aveți răspuns, stimați colegi la PSD? Unde este plus valoarea și dezvoltarea sectorului panificației în România guvernării PSD-iste? Guvernarea PSD a lăsat un dezastru în urmă și în domeniul agriculturii. Este hilar că acum se dau lecții, când tot ce faceți este doar o minciună și dezinformare în scop electoral. Guvernul Dăncilă se lăuda în iulie 2018 că a pus la punct un sistem de irigații
și pot fi irigate aproximativ 1,4 milioane de hectare. De fapt, realitatea arată că doar ceva peste 200.000 de hectare pot fi irigate. Nu doresc să încep un șir de contraargumente la cele afirmate în textul moțiunii, dar consider că în Senatul României, trecând de orice joc politic și interes partizan, sunt totuși senatori specialiști în agricultură, zootehnie, piscicultură, fond funciar, care nu cred că, indiferent de ordinul de partid primit, pot să înghită chiar orice. Inclusiv și o moțiune simplă, mai mult decât jignitoare, la nivelul inteligenței celor care iubesc statul românesc și doresc dezvoltarea sectorului agricol și scoaterea din sărăcie a majorității celor care trăiesc în mediul rural. Pentru că, stimați colegi de la PSD, acesta este adevărul. În 22 de ani de guvernare, ați ținut mediul rural în subdezvoltare economică, doar pentru a vă asigura voturile necesare pentru partid. Apreciez pe domnul ministru Oros că nu a renunțat la programele pentru fermieri și chiar le-a îmbunătățit pentru implementarea în timpul scurt de când conduce ministerul. Colegi senatori social-democrați și sunători al acestora, fie de la ALDE sau alte partide, eu nu vă critic pentru că sunteți nemulțumit de ministrul Oros, dar nu pot să cred că susțineți fără echivoc un text al unei moțiuni care amintește de un mod de gândire tip mânie proletară, prin care era înfirat tot ce nu era în agenda Partidului Comunist Român și ridicate în slăvi falsele arizări care nu au temei cu realitatea țărănească românească. Știm cu toții că în Senat, dumneavoastră, cei de la PSD, având un grup de peste 70 de senatori, aveți majoritatea, practic linșajul la adresa ministrului Oros. Totuși, fiți parlamentari responsabili în fața oamenilor de rând și încercați să depășiți ordinele de partid absurde atunci când promovați și susțineți o astfel de moțiune. Dumnezeu să vă dea gândul cel bun. Mulțumesc!